led astray till the break of day. Din plin loc mai puțin. Una dintre sările Palatului Republicii a fost aseară neîncăpătoare pentru cei veniți să guste din vinuri. Neașteptată, nu m-am așteptat să fie așa de multă lume. Plăcut, e aglomerat. Da, jumate din Facebook e aici, da. Fiindcă nu ne-am gândit că vom fi așa de mulți, eu cred că anul viitor avem nevoie de un alt local. Cei prezenți au trecut însă ușor peste nemulțumiri, având în față atâtea soiuri de vin. Și le-au încercat mai pe toate, în special străinii veniți la vernisaj, mai puțin familiarizați cu licoarea moldovenească. How many types of wine have you tried? Six. I had six different kinds of red. He probado 10 tipos de vino. 10 at this point. I love Moldova wine, that's why, you know, so happy here. Iar pe măsură ce se goleau paharele, au început să apară și preferințele. Tremenul, Sauvignon, Roșu Sec. I'm sorry, I forgot the name of the wine. You know, I like everything. Mie îmi place foarte mult vinul alt. Vinul de Medulț. Ministrul în exercițiu al agriculturii a ținut și o scurtă lecție despre consumul vinului. Trebuie să schimbăm această modalitate de a găsi o căldare de vin și să căutăm ce să o bem. Noi trebuie să vedem care sunt bucatele noastre care vrem să le servim și atunci să ne gândim care este vinul. Cea de-a șaptea ediție a vernisajului vinului a avut loc sub genericul Pasiune de Crăciun. La eveniment și-au făcut loc 27 de companii vinicole. Intrarea a costat 150 de lei.